vestirea Sfânta Cruce a luat ființă în anul 1992, fiind amplasată la aproximativ 2 km distanță de orașul Oradea, într-un loc unde, înainte de această dată, nu exista nicio așezare. În locul sterp specific zonei, se înalță astăzi, din credință, o adevărată comoară a Transilvaniei, un adevărat complex monahal. În doar câțiva ani, obștea mănăstirii a sporit impresionant, în prezent numărând aproximativ 80 de măicuțe, în fruntea cărora se află Maica Stareță, Stavrofora Mina Bădilă și părintele duhovnic protosinghel Atanasie Paleu, veghetori la respectarea bunelor rânduieli statornicite prin canoanele Sfinților Părinți. Despre începutul acestui așezământ monahal am stat de vorbă cu cele două maici, care sunt surori de sânge și care au schimbat atât de mult viața duhovnicească a locului. La Mănăstirea Râmeț am plecat în anul 1966, acolo am stat până în 89, fiind chemată aici de unchiul preasfințitul Vasile Ecuman, aflându-se într-o stare mai gravă, bolnav. Atât eu cât și sora, fratele și maica am fost aduși aici pentru a ajuta și a-l întreține pe timpul cât a fost bolnav. A reușit să se pună cât de cât pe picioare și așa a dorit să nu ne lase să plecăm până nu dă ființă unei oaze duhovnicești aici în Bihor, fiindcă această zonă a orașului, Bihorului, ducea lipsă de o asemenea oază. Și sigur că cu ajutorul Dumnezeu, la intervenția Preasfințitului, a găsit acest loc minunat, care era un loc al statului român și l-a dat Mănăstirii Sfintei Cruci pentru a se putea edifica acest edificiu pe care la ora actuală îl vedeți așa minunat cum se vede. Părintele Dometie, părintele Mihail, părintele Varsanofie, părintele Arsenie Boca sunt doar câțiva dintre oamenii cu ales har de care Maica Stareță, împreună cu sora ei, își aduc aminte cu mare drag. Părinții ne-au educat cu o viață religioasă, acolo ne veneau diferiți părinți duhovnicești, puznici și trăitori chiar în Sfântul Munte. La noi a frecventat părintele Arsenie Boca în casă, părintele Domete, care, bineînțeles că după ce ne-am încheiat cursurile generale, am plecat la mănăstire datorită dorinței de a fi în viața asta. Atât părintele Arsenie cât și părintele Domete, fiind oameni foarte duhovnicești, ne-a ajutat încât noi iubim viața, parcă viața căminul nostru ne simțeam fericit în mănăstire mai mult decât în familia acasă. Pentru că și familia era credincioasă și frecventând mănăstirile și bisericile, ne simțeam ca și în familie. Dragostea și râvna pentru casa lui Dumnezeu ne-a fost mai atrăgătoare decât celelalte. Tăticul era cam supărat când am plecat din acasă, la vârsta așa tânără, și mama de câte ori venea în vizită, tăticul nu venea la noi și întrebam pe mama că de ce nu vine și tăticul și spunea că nu cumva e supărat pe noi și zice nu, dar zice el are treburi și tot timpul căuta să ascundă, nu cumva să ne producă în sufletul nostru o stare de mâcnire. În sfârșit, după 3 ani, când a venit tăticul și n-am mai rezistat să nu-mi vadă, când însul m-a văzut și a spus, uite, fata, tate, dacă totuși tu vrei să vii înapoi, îți bucuros că ești aici, dacă vrei totuși să vii înapoi, poți să te întorci, că te ajut cu orice îți dorești tu să fii în viață, iar dacă nu, uite, stai și te gândești bine, pentru că dacă ți-ai ales drumul ăsta și viața asta, lemne să taie pe tine înapoi, tu nu te mai întorci, pentru că nu poți să mințești pe Dumnezeu că ai venit, ți-ai ales viața pentru Dumnezeu și să faci altceva. Și atunci, bucuroasă că m-a lăsat, am rămas și am spus, toată viața o să mă rog cât trăiești și când vei muri, te voi pomeni veșnic, când mi-ai împlinit dorința. Încă din familie posteam, ne rugam, făceam etănii, mergeam la biserică, mergeam la mănăstiri. Și drumul ăsta ni s-a părut foarte ușor, fiindcă așa l-am practicat din familie. Eu mi-am dorit tare mult de mică așa ceva, pentru că de mama eram dusă pe la mănăstiri, cunoșteam viața asta de biserică, de religie și tare ne-am dorit. Și așa o și rânduit Dumnezeu, ne-a împlinit dorința,
că am ajuns la Râmeț în 1970, am plecat la mănăstire, aveam 14 anișori și am rămas pentru totdeauna cu darul lui Dumnezeu acolo. N-am avut niciun moment de regret sau de părere de rău că de ce am mers. Deși am fost copil mic, dar mi-a plăcut așa ceva, mi-am dorit. Mama era omul care deschidea drumul cu ajutorul Dumnezeu, merge și face și asta și asta, era foarte bucuroasă de tot ce face. Ne-a dat mult imbol și se ruga foarte mult. Dânsa citea foarte mult psaltirea, nu lăsa de mâini. Plus acatiste, când mergeam pe drum sau trebuia să aducem ceva, haideți mă, fetele, punem genunchii la pământ, ne rugăm că ne ajută Dumnezeu. Deci a fost inima mănăstirii și creierul dintr-un început. Milostenia și purtarea de grijă pentru aproapele sunt faptele nelipsite de la mănăstirea Sfânta Cruce, aici unde Maica Stareță, împreună cu celelalte surori, le fac pentru cei săraci, oferindu-le 3 mese pe zi oamenilor necăjiți din împrejurimi. Făcând acestea, noi am văzut minunile lui Dumnezeu, pentru că n-am avut bani la începuturile acestor lucrări și nici nu puteai să-ți închipui cum se va face, dar parcă dintr-o zi în alta răsăreau ca din ploaie, cum s-ar zice. Apărea una după cealaltă, oamenii veneau de la servici și foarte bucuroși că se face, cu ce putem să vă ajutăm. Din mână în mână dădeam cărămida, mortarul și tot ce s-a făcut cu oamenii, cu armata și foarte mult cu pușcărie. Și ei au fost primii și oameni buni, credincioși, care de la serviciul veneau de acasă, puneau mâna și ne ajutau. Nu erau bani, dar era mână de ajutor. Să știți că și-au dorit bihorenii mănăstirile, la ambele ori sărit în ajutor și dacă Dumnezeu a rânduit așa, parcă o decurs destul de bine că n-am simțit mult greu, că ne-am dorit. Și a fost probabil și ajutorul preasfințitului Vasile Coman, care o mijlocit înainte de moarte, chiar ne-a zis la amândouă: vă rog din suflet să nu părăsiți Bihorul. Cu toate greutățile ce or fi, să stați acia, că oamenii vă vor ajuta și eu voi mijloci la Dumnezeu să se facă. Și am simțit ajutorul dânsului. Bisericuța de lemn, ce poartă hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, reprezintă atât un monument istoric din secolul XVII, cât și o legătură, peste timp, cu tradiția românească a locului. În anul 1994 s-a pus piatra de temelie a bisericii principale, purtând hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica Adormirea Maicii Domnului este unică în Transilvania datorită picturii sale exterioare. Ea face legătura spirituală cu bisericile pictate din nordul Moldovei, obicei pierdut, nu la mult timp, după moartea marelui voievod Ștefan cel Mare. Atelierul de croitorie al mănăstirii Sfintei Cruci, având o dotare modernă, execută cele mai diverse modele de veșminte preoțești la prețuri accesibile. Modelele de broderie sunt inspirate din frumoasele broderii grecești. Programul de viață, afirmat de veacuri de monahism, ora et labora, roagă-te și muncește, este pe deplin ilustrat aici. Munca împletită cu rugăciunea aduce, pe lângă armonia sufletului, o armonie și în produsele executate. Meseria de bază sau lucru, îndemânarea mănăstirească pe care o avem, este baza atelierele. Atelier de croitorie, atelier de pictură, atelier de broderie, pe care măicuțele le îndrăgesc și le lucrează cu drag și cu mult bun, cu conștiință multă. Pentru că orice lucru făcut trebuie să-l faci ca pentru Dumnezeu, încât și cel care poartă sau îl primește să se bucure de el și noi să ne bucurăm că facem după cu conștiință. Iar măicuțele lucrează în liniște, în tihnă, unde le favorizează timpul și liniștea să se roage, să fie cu mintea la Dumnezeu și să lucreze cu mult drag și să lucreze totodată cu conștiință. Este apreciată munca? Aveți comenzi? Avem comenzi, dar
chiar foarte multe comenzi avem, mai ales în posturi, suntem foarte solicitate, pentru că lucru de calitate și lucra cu multă grijă este apreciat. Orice obiect care pleacă, deci majoritatea, se duc la biserică unde se roagă, unde se face rugăciune, ești mulțumit că ajunge ca lucru sacru de jertfă, pe lucru sacru, și nu este ca să ne ducem în alte condiții afară, să lucrezi la câmp, la coasă, la pădure și alte mungi mai grele. Pentru noi este ce mai indicat aici, în județul nostru sau în mănăstirea noastră, lucrurile care le facem mai grele, că destul e migăloasă, dar cu mult spor. Și este și sursa principală și sursa de venit. Puteți ajuta mai departe. Sursa de venit care ne ajutăm atât noi, cât și credincioșii și necăjiți orașului. Părintele duhovnic a venit aici acum 26 de ani, în Miercurea Patimilor, în anul 1994, și nu a mai plecat. Avea 21 de ani și era deja preot la mănăstirea Tarcău din județul Neamț. Viața, adică călugări, am înțeles-o de la Tarcău. Acolo am pus bazele monahismului. Acolo erau niște călugări sfinți, oameni cu viață sfântă și bătrâni frumoși, părintele Nicodin Grosu, părintele Teofan Crăciun, părintele Nifon Roșu. Erau oameni frumoși, oameni cu o trăire frumoasă, cu ani grei de mănăstire și cu prigoane și cu greutățile care au fost în perioada aceea comunismului. I-am îndrăgit frumusețea lor, a bătrânilor acelora, cu sfaturile lor, cu povețele lor. Eram obișnuit cu viața călugărilor de acolo, la noi, de la Tarcău. Sigur că ne-am venit aici, în Oradea, deja era totul altceva, era mănăstire de maici, erau 9 maici, Maica Stareță cu 9 maici, era pentru mine ceva nou, dintr-o dată altă atmosferă, plus credincioșii care veneau să se spovedească. Încă știu că am mers atunci la un părinte și zice: nu cumva să spovedești, Mirieni, că o să ai multe probleme și o să ai greutăți multe, că Mirieni vin cu greutăți multe. Dar vine aici, cum era să-i refuzi? Ce să fac cu să-i refuzi? Nu au refuzat niciodată pe nimeni să nu-i primesc, să nu-i spovedesc, să nu-i ascult în necazurile lor. Și așa au început credincioșul să se apropie și pur și simplu pot să spun că am crescut odată cu această mănăstire, cu darul lui Dumnezeu. Și încet, încet, după mine au venit și frații mei aici în Oradea, acum din 10 suntem 7 care suntem deja în Oradea, dintre ei 4 sunt preoți, 2 au parohie, 2 slujesc ca preoți misionari pe Oradea. Și ei au venit întâi ca să ne ajute la construcție. Hai să ne ajutați, că uite, avem de construit, avem de cărat cărămidă, de lemne, n-aveam oameni de la muncă. Și întâi au venit așa să ne ajute, după aceea s-au rânduit fiecare pe aici, prin zona Oradea, încă tata mă certa, zice: mi-ai furat copiii, mi-ai luat copiii și ai dus la Oradea. Am crescut împreună aici, cu mănăstirea împreună, cu cărămidă, cărămidă, piatră cu piatră. Participa la punerea fiecărei cruci pe fiecare turul din mănăstire, unde a fost nevoie. Adică eram și cu cele ale altarului la slujbe, eram și cu cele ale șantierului la muncă. I-am cerut părintelui duhovnic un cuvânt de folos care să ne călăuzească în pelerinajele noastre prin țară. Este un post al bucuriei și ar trebui să trăim mai intens această bucurie. Din păcate, frica aceasta, psihoza generalizată, diminuează mult bucuria care trebuie să fie pentru întâmpinarea Sfintelor Sărbători. Din păcate, vedem multă tristețe, multă înfricoșare în vieții oameni și n-ar trebui să fie așa. Ar trebui să avem mai multă încredere în Dumnezeu, mai multă credință. Perioada postului trebuie să ne ducă la starea lui Adam. A posti înseamnă a ne întoarce în Eden. În Eden, Dumnezeu îi spune la Adam: iată, ți-am dat pe mâncare toate legumele care cresc din pământ și toate fructele copacilor. Deci postul este, de fapt, întoarcerea la a mânca ceea ce mânca Adam în Eden, nimic din ceea ce produce de producție animală. Postul, bucurie, ar trebui să fie întoarcerea la a sta de vorbă cu Dumnezeu, a simți că Dumnezeu este cu noi și este împreună cu noi. Și aceasta tocmai prin apropiere de Sfânta și Dumnezeiasca Împărtășanie. Foarte important ca poporul credincioșii să nu le fie frică să vină la Sfânta Împărtășanie. Acolo se unesc cu Hristos, acolo e Hristos euharistic. Și dacă noi credem că acolo este Hristos, Hristos este viața noastră, Hristos este sănătatea noastră, Hristos este totul pentru noi, atunci nu mai trebuie să ne temem, să ne înfricoșem că de la Hristos aș putea să iau boală, aș putea să iau, știu, virus sau orice altceva. Dacă e Hristos acolo, spune: cred și mărturisesc că tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și că acesta este trupul tău și acesta este scump sângele tău. De ce să ne mai temem?
Nu trebuie să ne temem. Dacă ne temem, înseamnă că nu avem credință sau credința noastră e foarte slabă. Și din păcate, da, în perioada aceasta care trebuie să fim de mai multă bucurie, vedem că poporul este înspăimântat, este timorat, este înfricoșat și aceasta încercăm, să aducem un pic de bucurie, un pic de speranță, un pic de încredere în cei care vin la noi și slavă lui Dumnezeu, duminica, curtea plină. Încercăm să le transmitem mesajul acesta al bucuriei și al încrederii în Dumnezeu și al încrederii unul în altul, să nu le fie frică nici de a se apropia de cele sfinte și să nu le fie frică nici unii de alții, pentru că sărbătorile care vin sunt tocmai sărbătorile comuniunii, sărbătorile bucuriei de a fi împreună. Dar dacă ei se tem vecin cu vecin, se tem frate de frate sau așa mai departe, atunci nu vor mai putea să fie în comuniune, să fie împreună. Chiar dacă nu vor putea să întrunească toți la un loc, dar măcar două, trei familii și apoi merg la alte două, trei familii și să păstreze această frumusețe a comuniunii, a colindului, a mesajului Sfânt al Crăciunului. Dacă v-a plăcut această ediție a emisiunii Pașii Pelerinului, filmată la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, vă invit să ne urmăriți și online pe site-ul trinitas.tv, secțiunea emisiunii.